De unde vin problemele de sănătate, cearta în familie și paguba averilor noastre? Din curvine mărturisite, făcute înainte sau după căsătorie, astfel au intrat într-o casă nouă cu o pecete drăcească pe trupul și pe sufletul lor și, pentru că nu s-au mărturisit, acel păcat are să le spargă casa, tocmai pentru că n-au omorât pe diavolul care este cel care făcea acest lucru. Din lăcomia de averea unui părinte când și-a măritat fata sau și-a căsătorit feciorul, o asemenea căsătorie nu ține pentru că s-a făcut cu o lucrare a diavolului. De vei mărita fata ta numai pentru a căsătoria lor va sfârși cu vrajbă sau cu spargerea acelei case. Prin urmare, cumințiți-vă părinților cu sfaturile când vă măritați fetele sau însurați feciorii. Din nepotrivirea de vârstă, sunt părinți care își mărită fetele la 14-16 ani, iar la 18-19 ani, fata lor este văduvă sau divorțată și încă cu copil. Aceasta din cauza nepotrivirii de vârstă, că ce poate face o fată așa tânără în fața unui lășgan, om în toată firea. Această diferență mare de vârstă este un păcat înaintea lui Dumnezeu și din cauza aceasta casa aceea nu ține, ci se sparge și în aceste cazuri părinții trebuie să recunoască că au dat un sfat prost din negrija de suflet a celor din casă, din negrija de spovedanie, de Sfânta Împărtășanie și de rândurile bisericii care sunt părinților lui Dumnezeu, fiindcă dacă nu le păzesc pe acestea, le păzesc pe ale diavolului și astfel nu pot să aibă liniște. Din petrecerea fără post, cei ce se umplu de mânie sunt cei plini de fiere care se înmulțește în corpul omului atunci când mănâncă multă carne și nu postește. Plini de fiere fiind, se umplu de mânie și astfel își sar în cap unii la alții. Așa, pentru o vorbă cât de neînsemnată, pentru o bucată de lemn ce nu e la locul ei, îi sare în cap celuilalt. Și o ultimă pricină este desfrânarea soților. Dar soții cum desfrânează când sunt legiuiți? Așa bine, căci nu mai țin seama de miercuri, de vineri, de zilele postului și de sărbători. Nu mai țin nicio rânduială și bate Dumnezeu ne rânduiala ca să se facă rânduială.